cei care sunt familiarizați cu vechiul model Kuga o să vadă că nu sunt diferențe, mă rog, substanțiale la interior, dar sunt unele chestii schimbate. E un pic optimizată mașina. La Esteline avem scaune specifice mai sport. Trebuie să recunosc că extrem de confortabile, deci eu nu am simțit mașina ca o mașină cu caracter sportiv. Doar direcția un pic mai tare la viteze mici, lucru care mă cam enervează. Dar în rest nu ai treabă, scaunele sunt extrem de confortabile chiar și în echiparea Esteline. Ce modificări sunt la interior la Kuga? Da? Avem display-ul de 8 inch pentru Sync 3, o să vi-l prezint imediat. Avem niște comenzi simplificate la climatizare, dar climatizarea, ca de obicei la Kuga, e un pic ascunsă de maneta de acționare PowerShift. Volanul îmbrăcat în piele are acum disponibilă și încălzirea în volan, deci o funcție suplimentară. Am văzut că e la mare mod acum, toată lumea se laudă că oferă încălzire în volan. A dispărut frâna de mână de tip manetă și a apărut frâna de parcare electrohidraulică la buton. Acest lucru a făcut posibilă dezvoltarea unor spații de depozitare un pic altfel în consola centrală inferioară. Spațiile sunt acoperite cu un capac de tip rulou. E o tendință pe care am observat în ultimul timp și trebuie să ținem cont de ea. Probabil că pe măsură ce mașinile vor evolua, frâna de parcare, frâna de mână, da, cum o știm, va dispărea și va fi înlocuită fie cu sistemul la picior, fie cu sistemul la buton, pentru că asta e, asta este evoluția. Pe mine nu mă deranjează foarte tare, dar nu mi imaginez că cineva care și-a o Kuga face drifturi cu ea sau, nu știu, întoarceri cu frâna de mână, tradiționalele întoarceri cu frâna de mână. Nu cred, astea sunt niște prostii la genul acesta de vehicul. Deci în mare cam astea sunt modificările la interior. Ele sigur că schimbă foarte mult percepția despre mașină, cel puțin în opinia celor de la Ford. Noul layout al comenzilor climatizării, faptul că ai mai puține butoane, ar trebui să fie, din punct de vedere ergonomic, un progres. Dacă mă întrebați pe mine, și o să vorbim despre asta, nu e așa de ușor, de încă au rămas multe butoane, sunt puse, deci de fiecare dată când vreau să umblu la climatizare, îmi iau ochii de la drum cam mult, căutând disperat să văd unde sunt butoanele. Ori nu m-am obișnuit cu ele, dar greu totuși să... Sunt amplasate un pic ciudat și în anumite poziții, de exemplu, când pornești mașina dimineața, este frig și vrei să configurezi climatizarea ca să facă anumite lucruri, motorul fiind pornit și transmisia în P, așa cum se observă, deci cum acționez, da? Vreau să pun dezaburire lunetă. Uitați-vă ce e incomod, da? Deci mă duc pe lângă manetă ca să apăs butonul ăsta. Sau vin pe partea asta. Nu este foarte confortabil. Din poziția mea de condus, unele butoane nu se văd. Deci zona asta de aici mi-e imposibil să o văd. O să ajungem și la Sync 3 și o să vă spun și acolo același lucru. Cine a proiectat consola asta centrală de Kuga ar trebui să fie puțin bătut cu o funie udă ca să învețe că de la volan lucrurile se văd un pic altfel decât de pe planșa de proiectare. Din fericire, interiorul noului Kuga rămâne la fel de practic, dacă vreți, cum era cel al modelului precedent, adică e o mașină spațioasă cu multe spații, torpedo mare, spații de depozitare, locuri pentru băuturi, ai și cotieră în spate. Modularitatea banchetei spate nu e extraordinară, adică nu e ceva ce n-am mai văzut. Am văzut sisteme mai deștepte la alte mașini concurente cu Kuga, însă ai posibilitatea să reglezi spătarele banchetei în două poziții, ceea ce e cumva pozitiv. În plus, sistemul de pliere este și un pic asistat, deci ai o clapetă pe lateral din care, în momentul în care ai ridicat clapeta,
pătarul banchetei se pliază automat. E destul de facilă din punctul ăsta de vedere. Și întâmplător, eu, probabil lumea deja știe că am un pickup. Ieri am fost într-o situație în care am avut nevoie să car 4 panouri de lemn, destul de mari, 1,80 m pe 1 m, și imaginați-vă că le-am cărat cu cuga fără probleme, deci au încăput în cuga. Sigur, făcând uz de această modularitate a banchetelor, 4 panouri, 1,80 m pe 1 m, adică imaginați-vă că nu este ușor să le bagi în orice mașină. Ei, au încăput în cuga, nu fără probleme, dar au încăput, s-a putut închide haionul. Scaunul meu era într-o poziție în care eram genul ăla, știți cum mai sunt unele femei care conduc așa, urcate sus pe volan, de te întreb cum poate să vadă ceasurile de bord. Așa eram și eu când am plecat cu cuga, într-o poziție din asta foarte ciudată, pentru că a trebuit să dau scaunele, ambele scaune, față spre înainte. Însă ce vreau să subliniez, a putut să facă chestia asta mașina, m-a impresionat, adică mi-am dat seama, domne, într-adevăr, uite că dacă vrei să faci, să cari ceva cu ea, se poate la modul serios. Și nu trebuie să vă faceți probleme din punctul ăsta de vedere. Deci mașina ca spațiu oferă destul de mult. Să facem o trecere în revistă și a computerului de bord rapid. Trip Computer 1, vi-l arăt pentru că este, nu a fost resetat. Deci ăsta e de când era înainte să luăm noi mașina de la Ford. Deci iată, un 8,2 are consumul mediu pe Trip 1. Trip 2 este al nostru. Deci astea sunt valorile care pot să fie văzute la Trip. Informații: inteligent AVD-ul, MyKey, din nou MyKey, system check, centuri, acel sistem de alertă la oboseala șoferului, setări disponibile. O să și intru prin ele ca să se vadă toate. Îmi place că e destul de ușor de folosit. Sistemul de se poate comanda lejer din butoane de pe volan. Aici ergonomia e ok. Setări vehicul. Asta e o chestie interesantă, am văzut-o, deci are un auto engine off. Noi am stat destul de mult cu mașina cu motorul la relanti și la un anumit interval, cred că 30 de minute, îți apare un mesaj pe bord că dacă nu apeși OK, ți se va opri motorul. Deci asta face, e interesant. Busolă, sunete, lumini, stânga, dreapta, în funcție de țara în care ești. Ștergătoare. MyKey. Interesant că și aici la MyKey sunt o serie de îmbunătățiri față de generațiile mai vechi. Mă rog, mă refer acum generic la modelele Ford. Adică face mai multe chestii. De exemplu, împiedică apelurile telefonice primite, restricționează viteza maximă, împiedică dezactivarea funcțiilor de asistență pentru șoferi și de siguranță, reduce volumul maxim al sistemului audio.
îl poate dezactiva total dacă pasagerii nu poartă centurile de siguranță și alte funcții. Adică, într-adevăr, e un sistem când ai copil și așa e când ești tânăr, vrei să faci diverse chestii, îți place să mergi cu muzica tare sau să mergi cu mașina tare, neavând experiență, părinții pot limita cumva modul de utilizare al mașinii în așa fel încât să crească siguranța într-o anume măsură față de situația în care îi mânesc copilului un autovehicul cu totuși 180 de cai, cum este acest Kuga, fără nicio restricție. Display, limbile disponibile. Nu avem limbă română pentru cei care se întreabă dacă e sau nu. Deci, practic, ăsta a fost computerul de bord. Ce mai este de menționat? Că acea iconiță pe care o vedem cu mașina servește, sper să reușim să o filmăm, servește și pentru Active City Stop. Deci, în momentul în care ești setat pe cruise control, gen acum, da, observați că se schimbă puțin. Da, iată. Astea sunt posibilitățile pe activ, pe cruise controlul automat. Când ai ieșit de acolo, rămâne această mașinuță cu radarul ăla în față. Ăsta este practic indicatorul pentru Active City Stop. În momentul în care rulezi în oraș și detectează o mașină, îți apare acolo. Nu l-am văzut în funcțiune, am încercat să simulez cumva, dar pe jos fiind destul de ud și zăpadă, probabil că n-am reușit să ajung într-o situație atât de, care să declanșeze Active City Stop-ul, pentru că ți-e teamă, fiind gheață pe jos, nu pot să mă duc spre un vehicul în față, așa, încercând practic să intru în el ca să declanșez sistemul, pentru că există realmente riscul să intri în el, cu tot cu sistemul Active City Stop, dacă jos este ud sau gheață sau cum e acum, ninge. Acum, înainte să mă apuc să-l critic, să vă spun povestea celor de la Ford despre Sync 3. Sigur, probabil că multă lume știe sau a auzit de poveștile care au fost cu Sync 1 și Sync 2. Au fost sisteme destul de criticate, circulă tot felul de povești, inclusiv de directorii mari, managerii de dezvoltare a sistemului, care pur și simplu au ajuns să dea cu pumnul în ele, atât de mult ajunseseră să enerveze sistemele respective. Cei de la Ford, sigur, au încercat să scape de aceste critici ale publicului și au dezvoltat până la urmă acest Sync 3, care e un sistem mai evoluat, fără îndoială, chiar și eu am văzut acest lucru. Deci e un sistem care nu mai are chiar atâtea sincope ca celelalte Sync 1 și 2. Se mișcă mai rapid, e, dacă vreți, și estetic vorbind, arată mai bine, da? Display de 8 inch cu rezoluție extraordinară, aproape că te uiți la un ecran de tabletă, o să vedem imediat, o să ne jucăm în el. Sigur, Sync 3-ul pe Kuga permite să controlezi funcțiile audio de navigare, precum și o conectare top level, dacă vreți, cu telefoanele mobile. Cei de la Ford susțin că sistemul lor în acest moment e practic unul dintre cele mai avansate în comunicarea cu alte sisteme mobile. Oferă o performanță mai bună decât Sync 1 și 2, evident. Comenzile sunt simplificate, au apărut 5 limbi străine suplimentare. Plus, display-ul are acum și funcții de tip pinch sau swipe. Cei care au iPhone pot să folosească Apple CarPlay, mă rog. La fel, utilizatorii de Android au Android Auto.
și practic cel puțin la nivel teoretic și declarativ sistemul este superior la tot ce a avut Ford până acum și chiar sistemelor concurenței. Repet, asta e ce spune Ford. Acum o să vă spun eu părerea mea. Și ca să vă spun, o să încep prin a vă spune că, de exemplu, din poziția mea de condus, butonul ăsta de audio nici nu-l văd. Poate am eu o poziție de condus mai ciudată, dar ce fel de gândire este să pui un display cum este ăsta băgat într-o, da, cascheta asta e ok că nu se deci nu te deranjează soarele, dar chestiile astea de aici, asta din stânga cel puțin, încurcă destul de mult, nu doar la vizibilitate, că zona de audio eu văd doar un colț din ea, dar te încurcă și ca mână, deci te duci cu mâna natural și cu mâna pe volan. Iată, să o iau așa, o să spunem, domne, iau așa un pic sau butonul ăsta de aici, de power și de volum, e foarte ok, îl poți utiliza, n-ai nicio treabă, nu te deranjează și astea la fel. Dar în momentul în care vii aici, vă garantez eu că unul care e mai neatent va închide, mi s-a întâmplat, va închide sistemul fără probleme pentru că apeși fără să vrei pe buton. Deci te-ai dus cu mâna, ieși cu mâna pe buton. Amplasarea barei de comenzi jos, mie mi se pare greșită, eu aș fi vrut-o sus aici, mi-ar fi fost mult mai comod, mult mai natural, așa, repet, ajung în problema de care spuneam, să stau cu mâna pe butoanele astea pe aici. Nu mai zic că e destul de complicat să le nimerești, chiar dacă ele sunt un pic mai mari și așezate, zic cei de la Ford, mai bine. În fine, o să le luăm pe rând, deci acum suntem pe audio, vedeți ce funcții avem. Iată reactivitatea sistemului, mult mai bună, da, deci nici nu se discută. Uitați-o față de vechile sisteme, mult mai rapid. A avut un timp de gândire, dacă ați văzut, scrie acolo updating, deci stă să gândească puțin. Da, cam așa arată zona de audio. Telefonie mobilă, o să ne și conectăm imediat cu un telefon ca să vedem. Navigație, aici o să vedem o chestie interesantă și anume navigație complet color și care arată foarte, foarte bine. Nu este cea mai intuitivă interfață, adică e destul de complexă chestiile astea, cel puțin cu navigația, nici să nu vă treacă prin cap să faceți lucrul ăsta în timp ce vă mișcați cu mașina. Asta numai pe loc se face. Sigur, o grămadă de funcții, așa cum observați. Iată cam cum răspunde. Please proceed to the highlighted route and then the route guidance will start. Îmi place că ai totuși un cancel route disponibil rapid. O să filmăm navigația și în timp ce rulăm ca să vedeți exact cam cum arată și ce stiluri ce limbaj folosește, cum indică. Îmi place că este mult mai reactiv sistemul decât la vechile, unde apăsai de 5 ori și nu făcea nimic. Da, avem și informații, așa cum vedeți, la fiecare. Deci un fel de help interactiv destul de ok, deci mi se pare în regulă chestia asta.
În zona de apps, unde la fel, dacă ești conectat cu un device, poți să te joci un pic aici. O să ne conectăm imediat să vedem ce și cum. Până atunci să intrăm și în zona de setări, sunet, cu posibilitățile pe care le vedem. Sistemul audio este Sony, se aude foarte bine, deci nu mă pot plânge de asta. Are volum adaptiv cu setările astea. Procesare digitală sunet. Setări de timp. Setări Bluetooth. La fel, setări pentru telefonie. Setări pentru radio. În astea mai fost. Aplicații mobile. În general, limbi disponibile, mă rog, astea vă dați seama cum arată și nu mai intru prin ele. Versiuni de software și update pentru cei interesați. Am văzut că mai sunt oameni care vor să vadă ce versiune de soft e asta, iată. Despre sync, licențe nu ne interesează. Observați ce spuneam, ca pe telefonul mobil, funcția swipe. Da? Emergency assistance, Wi-Fi. Android Auto. Setări pentru cameră, așa cum observați. Nu știu ce înseamnă rear view camera delay, probabil timpul la care ți se afișează camera după ce introduci în mersul înapoi. Display. Voice control, foarte important. Voice control-ul este iar o funcție mult îmbunătățită la acest Sync 3. Sigur, eu nu m-am jucat, nu-mi place să mă joc la chestiile astea, mă enervează. Dar ca să știți, deci mult îmbunătățit față de alte sisteme. Și o să conectez acum și un telefon mobil ca să urmărim ce se întâmplă. Observați că odată ce am conectat telefonul apar meniuri suplimentare. Iată ce funcție ar fi pe aici. Tastatură.
observați că fără probleme când ești conectat cu telefonul poți să faci streaming audio, așa cum se observă. Eu nu pornesc muzica, știți problema, pentru că nu mai putem monetiza filmele, YouTube ne penalizează imediat, deci trebuie să avem numai content original, ca și cum n-ar fi original dacă eu dau drumul la radio acum, mă rog, sau în fine. În mare cam astea ar fi setările pe care le poți vedea în Sync 3. O să filmăm și camera de luat vederi pentru mersul înapoi și bineînțeles navigația o să o vedeți, o să facem un traseu de aici ca să vedeți cum funcționează. Odată cu faceliftul mai apare o funcție interesantă. Se pare că majoritatea clienților de Ford își doresc foarte mult sisteme cât mai avansate de parcare, fie parcare laterală, fie parcare perpendiculară. Acum sistemul de parcare automată al Ford, Active Park Assist, are și o nouă funcție de parcare perpendiculară. Practic la o simplă apăsare a unui buton, butonul ăsta de aici, apare un meniu în care, așa cum observați, putem selecta anumite tipuri de parcare. Deci parcare paralelă, parcare perpendiculară și iarăși o funcție nouă, ieșirea din parcarea paralelă și off. Să observăm și camera de luat vederi pentru mersul înapoi. Observați anumite detalii. În primul rând avem o iconiță cu o mașinuță unde vedem și senzorii de parcare. Având sistemul de parcare automată și acel rear cross traffic alert, e evident mașina e înconjurată de senzori și asta e un lucru pozitiv, da? Mai ales atunci când mașina este curată, că dacă este murdară o să ai numai mesaje de avertizare că nu funcționează senzorii sau mai știu eu ce. Deci practic avem monitorizare cu senzori de jur împrejurul mașinii și pe lateral, față, spate. Acum pentru că ninge, situația nu e foarte propice ca să vedem rezoluțiile, dar iată cum funcționează senzorii. Asta este camera. Mai avem o funcție, un fel de zoom, da, care ne arată mai precis, deci camera are o funcție de zoom. Linii predictive, adică ne spune încotro se va duce mașina în momentul în care virăm. Deci foarte ok din punctul ăsta de vedere. În momentul în care a ieșit din, cum ați observat, am ieșit din cameră, deci din mersul înapoi și m-am dus pe mers înainte, având în rază obstacole, deci în raza de acțiune a senzorilor, acestea mi-au fost indicate, așa cum observați. Deci îmi spune mașina, ai grijă că pe lângă ai niște chestii. Și acum o să mă mut puțin din zăpadă, într-o zonă unde se vede pavajul un pic, ca să ne dăm seama de rezoluția camerei, pentru că zăpada este înșelătoare și nu ne lasă. Dar avem un pic o zonă unde a bătut vântul și nu este zăpadă așa de multă. Deci cam asta ar fi rezoluția camerei. Camera este ștearsă, deci nu e murdară, e ștearsă de mine chiar adineauri. Sigur, condițiile meteo nu sunt cele mai bune, dar eu zic că se vede destul de ok. Se putea și mai bine, am văzut sisteme mai deștepte ca rezoluția camerei, însă ca să-ți faci treaba cu ea, eu zic că este suficient. Să încercăm să exemplificăm parcarea perpendiculară. Da, începem căutarea.
Am găsit un loc, urmăm indicațiile de pe display. A parcat perfect, dacă mă întrebați pe mine, chiar dacă a făcut mai multe manevre, dar ce a făcut? Prima dată a introdus-o în locul de parcare, senzorii stânga-dreapta au verificat distanțele între mașini, m-a mai scos o dată din parcare și la reintroducere m-a pus la distanță absolut egală, stânga-dreapta, adică a parcat exact pe mijloc. Foarte ok sistemul, din punctul ăsta de vedere, e un progres pentru cei care nu știu să parcheze sau, mă rog, poate sunt oameni cărora le lene practic să facă o parcare singuri. Să încercăm să simulăm și partea cu Active City Stop. Da, observați pe display că m-am apropiat de o mașină, a detectat-o, mi-a dat o alertă galbenă. A, iată, așa reacționează mașina la posibilul accident. Please proceed to the highlighted route and then the route guidance will start.
current road. Cam așa arată interiorul noului Ford Kuga noaptea. Frumos, întotdeauna a fost frumos luminat, spectaculos bordul cu culoarea lor tradițională verzuie, să spunem, și ceasurile de bord cu alb. Mă rog, impresia pe care o lasă mașina este excelentă, mai ales că acum avem și sistemul SYNC 3, care are un display nou și mult mai atractiv, așa cum se observă. Acum l-am lăsat noi pe setări. Ce ar fi important de reținut, și o să vedem în timp ce rulăm un pic cu vehiculul, mașina dispune de anumite chestii noi care nu erau pe Kuga pre-facelift, și anume avem faruri Big Xenon autoadaptive cu niște funcții speciale, deci este un sistem un pic mai avansat care are și 7 presetări, ceea ce înseamnă că în funcție de anumiți factori, viteza de deplasare, unghiul de virare, condițiile de vizibilitate și așa mai departe, sistemul îți dă automat una din acele 7 presetări pentru a ilumina optim, adică simte cumva ce se întâmplă și reacționează în acord cu acest lucru. Suplimentar, mai avem o funcție, și anume farurile știu când afară plouă torențial și de asemenea își rulează un fel de program individual de ploaie, în sensul că lărgesc foarte mult câmpul de iluminare, în așa fel încât să vezi mai bine zonele laterale, și în același timp diminuează cumva lungimea, nu știu dacă e corect spus diminuează, modifică fascicul de lumină în așa fel încât să minimizeze orbirea celor care vin din față, orbire care poate să fie amplificată de prezența bălților, da, pe șosea. Deci este un sistem de iluminare destul de avansat, de reținut Big Xenon. Revenind acum la interior, aceleași chestii pe care le știam și de la vechiul Kuga, adică există posibilitatea de a varia intensitatea luminii bordului, așa cum se observă, cu mai multe, cred că 10 sunt, și valoarea maximă este asta. Și de asemenea o remarcă, tot pentru că tot vorbim de lumini, acum mașina are și lumini de zi cu LED. Deci noul Kuga are și lumini de zi cu LED. Sigur, layout-ul interiorului este un pic modificat în bine. Prezența sistemului SYNC 3 fiind, dacă vreți, una dintre cauze pentru această modificare în bine. Arată foarte bine mașina și în cazul nostru, stând pe loc, climatizarea se vede puțin mai greu. O să o pun eu în N acum sau chiar într-unul din modurile de conducere în S, în așa fel încât să vedeți exact și comenzile climatizării. Sub comenzile climatizării sunt grupate și comenzile pentru senzori de parcare și parcare automată, volan încălzit, deschidere portbagaj și sistem stop-start.